Diplomul aniversar se acordă domnului Marin Ștefan la împlinirea 50 de ani de activitate în slujba Domnului. Am aflat cu surprindere că în numirea sa, cum necum, scrie de 50 de ani în presa locală, ceea ce unul dintre noi au avut și ani fizici, să spunem așa. Domnule Ștefan, bună seara tuturor. N-am cuvinte. Nu vreau să îl imit sau să-i țin locului Dorin Piersic, după domnului Daniel Săucan, șeful jurnalistilor. Numai două cuvinte. Chiar că parcă nu pot să vă spun mai multe. Sunt surprins, dar până la urmă urmei sunt bucuros pentru această apreciere. E pentru mine, pentru familie, pentru soția mea care m-a înțeles, pentru că mi-am petrecut atâta timp pixul cu creionul, cu stilul în fața hârtiei, consemnând, scriind, publicând despre aproape toate domeniile de activitate din Șindeul Silvaniei, din Sălaj. Și cum pe vremuri, în alt domeniu de activitate, să spunem, sau mai ales în armată, era un copil al trupei, un băiat al trupei, eu care n-am o facultate de jurnalistică, nu sunt scriitor, jurnalist și așa mai departe, dar mă consider în trupa dumneavoastră, apropo de cea armatei, de jurnalist, că sunt apreciat și vă mulțumesc pentru ceea ce am făcut în acești 10 de ani. Și la Raionul și în regiunea Crișana, dar și la județul Sălaj. Vă mulțumesc mult de tot. Dumneavoastră sănătate multă, încât să vă ajungă, să fiți sănătoși, la fel de frumoși. Cum spuneam, să aveți sănătate și spun eu, succes în toate, să apropie sărbătorile, toate cele bune dumneavoastră, dar astă seară și mai ales mâine, cei care sunteți Nicolae, Nicu, Nicușor, Nicoleta, să vă bucurați de darurile aduse de moș. Sănătate multă, numai bine! Doamne ajută! Mulțumim, domnule Ștefan. Oricum, scrieți la fel de bine cum vorbiți, din perspectiva asta. O diplomă de încurajare, am spus eu, sper că nu cu supărare. Domnii Claudia Maghiu, de la postul de televiziune Regio TV. Mulți poate să privească polemic această diplomă. Sigur că mulți dintre voi vă considerați deja super profesioniști, super... Dar așa am considerat o diplomă de încurajare pentru ceea ce faceți. Dacă vrei să spui câteva cuvinte? Mulțumim și noi. O altă diplomă de încurajare, i-am spus eu, domnului Ionuț Costinaș de la publicația Sportul Sălăjan. O altă diplomă de încurajare, doamnei Raluca Sârbu de la publicația Graiul Sălajului. Bun, și acum trecem la un alt nivel, să spunem așa. O diplomă de excelență se acordă domnului Adrian Lungu pentru promovarea județului Sălaj prin Radio Cluj, Radio România sau Lucrești, la fel tare mult. Să nu uitați că avem un județ frumos, chiar dacă este printre cele mai mici din România, totuși Sălajul, zic eu, este cel mai tare. Seara bună! Mulțumim, Adrian Lungu, și apropo de surse,
Și ce spunea șeful tău de la Cluj este valabil, cred că și pentru tine, într-un fel. O altă diplomă de excelență se acordă domnului Sebastian Olaru pentru profesorat cu dovedită în întreaga activitate jurnalistică. Azi, în sensul de la Radio Cașinău. Cred că deja vin prea des la microfonul ăsta în seara asta. Cred că sunt puține de spus, sunt mai multe de făcut. Eu am făcut și până acum, sper să fac și de acum acolo toate cele bune. O altă diplomă de excelență, acordată de Asociația Jurnaliștilor din Sălaj la 8-a ediție a Galei Presei Sălăjene, se acordă doamnei Olimpia Man pentru profesionalismul dovedit în întreaga activitate jurnalistică. La vota de asociare, în jurul și care a